eu și campania caritabilă pentru spitalul de copii. Îl competiționa și să nu fie folosite pentru autoapărare. Și pentru sănătate în primul rând. O să las... Veniți puțin mai aproape ca să mă auziți, nu prea mult. Să-i pitbull-ul, cum știe multă lume din gale, local combat, super combat. Prima dată am luptat la Ploiești aici în anul 2003, acum 11 ani. Am avut un public minunat de partea mea. Vreau să spun că poate multă lume o să zică ce caută niște bătăuși, niște sportivi de un sport de contact să vină să ne vorbească nouă despre violență. Vreau să vă spunem că suntem niște oameni normali, facem lucruri absolut normale ca oricare dintre voi, nu suntem violenți, este doar un sport și trebuie privit ca atare. Vreau să ridicem mâna sus care dintre voi practică un sport, în primul rând. Hai să ne distrăm un pic. Care fumează dintre voi? Mâna sus! Păi, doar atât! Eu sunt sincer. Oricum, eu nu cred, am văzut. Am înțeles că o parte din banii de bilete se vor duce... Așa, cu siguranță mi-o voi lua în fața acestui grec aici la Ploiești. Întrebări dacă aveți. Nimic, nimic, întrebări, nu vă interesează nimic. Ce te-a motivat? Ce m-a motivat pe mine? Să mă apuc de sportul ăsta. În a practica sportul. M-am apucat la vârsta de 13 ani, asta cu vreo 18 ani în urmă. Am văzut un afiș pe stradă, m-am dus la o sală de sport și m-am apucat. Mi-a plăcut sportul ăsta. Aveți bine, doamne! Local Combat a devenit lider european pe televiziunea Eurosport. Sâmbătă la Ploiești veți vedea un eveniment care are rădăcine din România, de la Ploiești în special, va fi transmis în 5 continente, din Australia până în America, în 83 de țări. Deci veți asista la un eveniment care acoperă aproape 300 milioane de oameni pe televiziune și în deschiderea transmisiunii pe Eurosport vom avea și un spot cu imagini din orașul Ploiești. Pentru noi este o provocare, pentru că după ani de zile de muncă am devenit un produs internațional și ne mândrim că a pornit chiar la Ploiești, în urmă cu aproape 14 ani de zile. Sâmbătă nu este dedicat numai iubitorilor de sport, vom avea DJ, parte de entertainment, muzică, va fi Mateu în deschidere, vom avea un australian care prezintă gala, sunt 8 meciuri internaționale cu sportivi din 4 continente, deci aveți toată partea de culoare, de producție, de televiziune și de entertainment, un show cum vedeți de la Las Vegas. Anul trecut a câștigat în Turcia și în România, 2 centuri europene de la Bogdan Stoica, campion mondial la Super Combat până în 2013, vine în ring cu un spaniol, cunoscut în circuiturile profesioniste și... Uite, ne filmează, așa... Nu pot să o invitați niciodată.